timpuri ancestrale, romii scriu zilnic în Cartea Istoriei omenirii obiceiuri și tradiții care reușesc să supraviețuiască timpului. Așa se face că până și astăzi, tradițiile lor sunt neschimbate, iar ceea ce îi diferențiază este tocmai dorința lor arzătoare de conservare a tradițiilor, a portului și obiceiurilor. Dansează cu patimă, poartă în continuare haine în culori vii, iar judecata țigănească este forul moral suprem care face dreptate membrilor comunității. Judecata țigănească este medierea de la ora actuală. La ora actuală avem mediatorul care lucrează în tribunal, cel care face medierea juridică să nu se ajungă la proces, să nu se ajungă la judecată pur și simplu. Asta înseamnă judecata țigănească. Judecata țigănească, prin judecata țigănească, se dorește împăcarea ambilor părți. Deci, niciodată nu s-a dorit să neapărat pedepsă. Da, se ajunge și la pedepsa celor care au făcut diverse fapte, dar pedepsele se stabilesc de comun acord și sunt acceptate și de partea acuzată și de acuzator. Erau foarte bătrâni care ieșeau în judecată și era un cuplu de 4-5, depinde cum era judecata de tare, de mare. Dacă greșai sau că era un scandal sau depinde ce fel de lucru se întâmplase, se strângeau foarte mulți persoane și erau 4-5 bătrâni și ieșeau în judecată, se dădea perdite exact ca și la tribunal și își lua pedeapsa după greșeala care a făcut-o. Ce pedeapsă putea să se dea la judecată? Să plătească. Bani? Bani. Aur? Nu, bani. Nu aur. Uh-huh. Nu. Și dacă era mai grav și nu dacă se... Dacă era tot la fel, dacă nu cădeau la înțelegere, mai ieșeau și altă dată în judecată. Dar noi nu băgam în pușcărie pe nimeni, nu aveau lucrurile astea să meargă la tribunale și la... Nu. Era acolo decizia... Da, între noi, între romi. Acum mai este? Mai aveți un bulibașe? Da. Este și acum, peste tot. Cum e la Gârla, Craiova, Recea, Pungina, nu se există țigănii, să nu fie câte un bulibaș și să strâng din mai multe părți la o judecată și rămâne la decizia poporului. Dacă n-ar judeca normal și ar judeca strâmb, imediat se face iarăși din nou alt verdict și se dă alt verdict. Dansul, portul, tradițiile, obiceiurile, gastronomia și îndeletnicirile sunt veritabile muze ale romilor care inspiră generații până și astăzi. Unul dintre elementele de identitate al populației rome este portul sau îmbrăcămintea, care prezintă asemănări și deosebiri în funcție de zona unde s-au așezat, de ocupații, obârșie, limbă, tradiții, obiceiuri și credințe religioase. Elementele care definesc îmbrăcămintea neamurilor de rom sunt la femei cu culorile vii, roșu, galben, verde, iar la bărbați, în funcție de ocupație, vestimentația poate fi în culori sobre sau colorată, precum în cazul căldărarilor din Oltenia. Tendința romilor de a împrumuta elemente vestimentare caracteristice populației majoritare a dus la pericolul de a se pierde specificitatea costumului de rom ca simbol al identității acestei minorități. Avem o tradiție care este sfântă și o lege nescrisă pe care, dar este, asta se va transmite în generație, în generație, poate și 7-10 generații de acolo, obiceiul și portul. Noi nu renunțăm la portul nostru, care țigăncile noastre au fustele lungi. Asta este primul lucru pe care nimeni nu se pune vorba să schimbe. S-a schimbat acum, de câțiva ani în urmă, cu baticul. Aveau batic și purtau cu batică. Știai? Și bănuțe. Dintr-o mie de femei țigăni, știai? Bă, aia e fecioară, aia e măritată, știai? Aia care era măritată avea baticul pe cap. Noi le facem că noi le purtăm
fustele astea le lungi, noi nu purtăm altceva. Noi ni le facem singure, le facem lungi, ca să le purtăm și fetele și muierile. Cine v-a învățat să coaseți? Bătrână și soacră mea și mama. Le facem ca să le... de mici ne-au învățat să le cusăm la mașină de cusuri, mai la mână, să le facem fustele, să le purtăm. Ce culori alegeți? Și pe albastru și roșu și toate culorile. Depinde cum sunt, mergem la, și la nun, și la botezul, și la evenimente. În cât timp ați făcut? Pentru că mă uitam la această fustă. Piseuri. Da. O zi ne ia să le facem piseurile, să le cusăm și le facem cu ferul de călcat, noi le făceam. Piseurile sunt obligatorii la ținută? Da. Da. Că sunt mai multe și vin mai crețe și vin mai frumoase pe fete, pe noi. Nu vin drepte. V-ați purtat vreodată pantaloni sau fustă scurtă? Nu. Când eram copii, fete, da, eram mai mici, dar acum nu. Noi purtăm fuste să nu se vadă piciorul, să nu se vadă mijlocul strânsă. Nu mai e obiceiul, ăsta e un obicei de-ai bătrâni, așa le purtau bătrânele, babele și așa le purtăm și noi. Baticul? Cum se poartă? Baticul se poartă pe deasupra, de păr. Înainte se purta coade, dar acum nu se mai poate coadele. Poartă și acum, dar le bătrâne, că s-au învățat cu coadele. Dar acum noi nu mai putem coade. Cine vă învăța? Cine v-a învățat cum să vă îmbrăcați, cum să vă faceți părul? Ale bătrâne. Soacra, mama, vedeam și noi la femeile care le făceau părul și așa aranjau și le făceam și noi, poate ne făceau și noi. După ne purtam și noi, ne luam și noi fuste mai înflorate, că era atunci erau mai frumoase, ne simțeam mai bine. Dacă greșeați, ce se întâmplă? Ne zicea, păi de ce nu ne lua și tu o fustă mai frumoasă, o fustă mai roșie, mai cu flori, mai multe, să seamănă mai frumoasă. Că aveai, de ce nu ți-ai luat? Și atunci duceai acasă și te schimbai și aici atunci zicea, e bine atunci că ai luat fustă mai. La nuntă, în ce v-ați îmbrăcat? Eu tot fuste din ăștia. Tot fuste, tot baticuri, care mai de care, înflorate, roșii, albe, dacă sunt fete, poartă albe, dacă sunt mai bătrâne, poartă roșu. Ele sunt cu roșu, cu albastru, cu alb, cu așa. Și bijuteriile sunt foarte importante. Da, da. Era obligatoriu ca fata să aibă și salbă atunci când se mărita? Da. Salba era moștenită? Da, de la bătrâni. Când era la dumneavoastră de mult. Când erau pământul și ăștia, așa erau la noi, să dădea câte un ban, doi, cât avea și ei de la ai bătrâni. Acum văd că aveți și fete, aveți și nurori, le învățați la fel? Da. Ca să țină tradiția portul mai departe. Că așa nu se poartă, nu se mai ține portul, dar dacă se învață câte o țână, nu mai ține. Fusta poate s-a mai modificat un pic, dar niciodată n-a fost scurtă în cultura. Da, da, niciodată. Fusta a mai fost mai modernizată, dar să ia pantalon sau fustă mai strânsă sau mai scurtă, nu. La dans, rumii sunt neîntrecuți, dansul apărând ca un reflex înnăscut. Ei nu trebuie să învețe să danseze, așa se nasc. Dansurile țigănești au fost dintotdeauna apreciate într-un mod deosebit datorită coloritului costumelor și spiritului înflăcărat ce îl emană. Dansul este preferat la orice eveniment vesel din viața romilor sau oriunde se aude o muzică pe placul lor. Thank you.
Comunitatea romilor din Eșelnița, divizată în câteva categorii ocupaționale, este păstrătoarea unor ritualuri preluate la un moment dat de la populația alături de care a conviețuit, obiceiuri pe care majoritarii le-au abandonat și pe care romii le-au transformat, astfel încât astăzi reprezintă o marcă identitară a comunității. Joimărelele sau Joia Mare presupune valorificarea potențelor apei, focului și colacului pentru armonizarea celor două lumi. Toaca bătută la fiecare casă de junii care au adus cu zi înainte sau în dimineața zilei bețele de cucută pentru combustie anunță aprinderea focului mare din curtea bisericii în seara celor 12 evanghelii, foc ce se întreține până în ziua de Paști. Apă, colac și colivă sunt ofrandele ce se împart pentru sufletele care, în credința locuitorilor, în această zi revin acasă, unde vor sta până la înălțare pentru odihna acestora, punându-se în fața porții masă și scaun lângă foc, căci focul ajută ca morții să vadă pe lumea cealaltă ce li se dă de pomană. Focul din curtea bisericii amintește de ce l-a prins înainte de prinderea lui Isus. Dimineața zilei de joi mari, în această zi Mântuitorul Isus Hristos era vândut pe 32 de arginți. În zor de zi, în comunitatea de romi este agitație mare. Se pregătesc focurile mântuirii și nu e casă de rom unde să nu fie respectat obiceiul. E tradiția romilor care se păstrează de ani de zile și în funcție de morții care îi are în familie să aprinde niște focuri care denumirea respectivă a lemnelor sau cum se spune sunt cucute. Nu e lemn, e o buruiană care se usucă între timp și se aprinde câți morți sunt în familie, atâtea focuri se aprinde. Se dă de pomană, colivă, prăjitură, ce are omul prin casă. Da. Și noi am păstrat tradiția asta de ani de zile, de moș strămoș. Nu știu dacă în etniile celelalte se păstrează respectivul tradiție, dar la noi, la romi, asta e tradiția. Na. Să ne spuneți, cum credeți că văd, cum vede restul lumii, ceea ce faceți dumneavoastră? Eu cred că vede pozitiv, pentru că nu-i ceva ieșit din comun. Pentru că și la, de exemplu, la noi aici, în Eșelnița, la români, că noi suntem țigani, ei fac și ei acea de pomană la morți, dar în curte la ei, adică nu pe stradă ca noi, să vină băieții să bată toaca, să le dea bani, să le dea dulciuri, ce are omul, pe când la ei se dă în familie, nu e ca la noi. La noi asta e tradiția la noi, să dea la lume, să iasă în stradă, să bată toaca, să dea de pomană. În data de 6 mai, rudarii își au propria sărbătoare, gurbanul. Elementul principal al ritualului este sacrificarea mielului. Acesta este sacrificat fie pentru însănătoșirea cuiva bolnav din familie, fie pentru protecția familiei de necazuri și boli. În satul Balta Verde din comuna Gogoșu, ritualul sacrificial este complex și cuprinde elemente legate de purificare. Gurbanul este un complex ceremonial magico-religios activ în două versiuni izomorfe ca structură, diferite ca funcționalitate. Gurbanul de sănătate sau de vindecare este varianta rituală, iar mobilul acestui ritual iatric este vindecarea celor loviți, pociți de gurban. Gurbanul de drag este varianta deritualizată. În ambele se impun o serie de reguli preliminare, curățenie generală în curte și în casă, curățenie corporală și abstinență sexuală timp de 6 săptămâni înainte și 1 săptămână după. Curățenie morală, nu sunt permise înjurături, sunt interzise faptele reprobabile. Ne-am născut cu aceste obiceiuri, cu această sărbătoare și la ora actuală am ținut-o aceeași. Deci am sărbătorit în fiecare an ziua, așa se spune, gurbanul pe 6 mai.
Deci asta a fost o dată care nu s-a schimbat niciodată de când... Ce vă spuneau străbunii dumneavoastră? De ce este această sărbătoare importantă? Când am început să creștem și să înțelegem, a trebuit să ne învețe. Când am învățat noi, că știa că trebuie să învățăm, că trebuie să ținem această sărbătoare pentru curățenie, pentru sănătate, pentru copiii noștri, pentru familie, că asta să meargă în familie, merge bine. Deci e pentru noi. Pentru întreaga familie. Da, da, da. Am înțeles. Practic, prin acest gurban aduceți un fel de jertfă? Jertfă, da, în fața lui Dumnezeu. La noi, în religia noastră, în sărbătoarea asta, nu poți să mănânci și să bei cum ar fi singur, că Iisus n-a mâncat singur la masă. Nunta, un alt ritual care în cultura romanii se desfășoară după reguli ancestrale și cutume care amintesc de vremuri de mult apuse. Nunta durează în mod tradițional 3 zile, este plină de obiceiuri, iar multe dintre ele s-au coborât în zilele noastre din trecutul îndepărtat. O caracteristică distinctivă a căsătoriei țiganilor este că nu este necesară o călătorie la oficiul registrului. Ei au nevoie doar de aprobarea comunității și divorțul nu este asigurat. O altă caracteristică este castitatea înainte de nuntă și principiile morale puternice. Pentru mulți, lăudarea așternutului pătat cu sânge ar putea părea de domeniul fantasticului. Pentru etnicii care vor însă să respecte obiceiurile țigănești, este un gest care ține de normalitate. Eu m-am măritat, că atunci nu se spunea căsătorită, că aveam 16 ani jumătate când eu am luat pe soțul și acum sunt legitimă mai devreme încoace. Cum era pe timpul meu? Era o viață mult mai frumoasă, mult mai serioasă. Venea băieții după noi, venea părinții lor și se înțelegeau cu ai noștri. Veneau cu sticla împețit, dacă te măritai cu un băiat și nu erai fată mare, te făcea de rușine, trebuia să fii cinstită. Cum a fost nunta? Cum se desfășura ea atunci? Nunta. A venit socrul meu împețit la mine cu sticlă, mi-a cerut la părinții mei. A făcut o logoană cum se făceau și la o lună jumate am făcut și nuntă. Și când m-a făcut mireasă, m-a adus aici la dudaș, la el am venit. S-a negociat un preț? Nu, se vindeau nu, fetele? Nu. Noi, tradiția noastră și legea noastră a țiganilor, a noastră, că așa ne spune atunci, acum ne spune romi, nu se cerea bani pe noi și nici acum noi nu ne cumpărăm. La noi este exact ca și la români. Vii împețit, o ceri la părinții, vii cu sticla și după faci nunta când se stabilește. Așa era pe timpul meu și rasa noastră, cum suntem noi, noi nu ne-am cumpărat și nici nu ne cumpărăm nici acum noi. Nu suntem rasă de care să cumpăra cu bani. Actele au venit mai târziu. Mai târziu, când aveam vârsta, fiindcă aveam 16 ani jumate, n-aveam 18 ani și nu mi se permitea la biserică să mă trec în acte cu soțul, fiind mai minoră, n-am putut. La câți ani ați devenit mamă? Mamă am devenit, sincer, la 18 ani aveam copil mic. Aveam copii la 18 ani. Când am făcut majorat, deja aveam făcut cu copil mic. Povestiți-mi de obiceiul acesta al cămășii care se juca de către soacră după ce se consuma noaptea nunții. Păi da, trebuia să doarme mirii noaptea de duminică spre luni dimineața și dimineața trebuia să scoate cămașa, să o ia mama soacra și să joace în horă cu ea la spate, legată, ca să vadă lumea că a fost nora cinstită. Și dacă nora nu era cinstită? Era cam urât dacă nu era fată mare. Erau niște timpuri foarte serioase atunci. Ce se întâmpla? Se întâmpla să încertau părinții, alții zicea că să-mi plătești nunta mea, cheltuielile mele, dacă nu e fieta fată mare. Se punea niște condiții foarte serioase pe timpurile. Nu era ca acum, numai ce a fost. Cine ia deciziile în familie? Le ia cel mai bătrân, le ia soțul sau le ia soția? Nu, socru, soacra, noi copiii trebuie să ascultăm de ei. Ai bătrân exact ca și la dumneavoastră. Nu e nicio diferență. Că ți-ai decizia dumneatale și vrei să te îndepărtezi de familia ta, să-ți faci pe propria ta casă și posibilități să trăiești, e altceva, dar înainte stăteam într-o casă toată familia. Cum a fost nunta?
La câți ani v-ați căsătorit? Foarte frumoasă. Soțul meu avea 13 ani și câteva luni când ne-am căsătorit. Eu am fost cu 3 ani un pic mai mare ca el și aveam aproape 16 ani. Dar cei tineri acum, copiii, mai țin de tradiții, mai țin copiii de ceea ce... Depinde după creștere. Cum ți-i crești, cum ți-i educi, așa le ai. Treptat, practica de a căsători copiii de la o vârstă fragedă a început să nu mai existe. Plata fetei în cantități de aur plătite de ginere socrului rămân doar aspecte de povestit și de păstrat în amintire. Prelucrarea metalelor este considerată ca ocupație tradițională principală a minorității rome. Fierăritul a fost practicat mai întâi în cadrul nomadismului, meșteșugarul plecând prin sate pentru a-și vinde produsele sau pentru a-și oferi serviciile pentru repararea obiectelor de uz gospodăresc. Romii căldărari sunt printre cei mai conservatori. Își păstrează nu numai limba romanii, ci și portul tradițional, în special la femei. Să tradici lucrurile care vin de la bătrâni. Asta se transmite din copii în copii. Fiecare meserie, fiecare lucru, fiecare căldare trebuie lucrată manual. Tot e manual. Nu e ceva prin presă, prin bătaie de ciocan, prin topire, prin toate metodele cea care se lucrează. De la cine ați învățat meserie? Tata. Tata de la taică sau și asta se transmite din generație se transmite. E o meserie grea? E grea care nu o știe. Ca pentru noi care o cunoaștem de copii mici, că asta nu e să o înveți în 2-3 zile. Asta fiind de la 5 ani, 3 ani, cât au la vârstă de 58 de ani, eu am învățat acum. Eu sunt profesor, învăț copii, învăț și eu nepoți la meseria asta acum. Ce faceți? Ce produceți? Uite căldări din ăștia, cazane de țuică, diferite lucruri, toate ce au nevoie oameni. De o căldare, de o tavă, un cazan, un făraș. Ce are nevoie omul? Noi suntem la dispoziția omului. Foarte mult suntem la tradiție. Asta n-ai cum să treci peste tradiția care... Asta e din sânge, asta e din strămoși. Tradiția noastră. Asta e meseria de bază pe care ei nu făceau. Fiind populație migratoare care au fost, ei se mutau cu corturile, asta erau la ei. Aveau un cal, o căruță, cortul, foalele și atât. Ei n-aveau metru, n-aveau să măsoare. Ei cu palma, măsura de cât vrei căldarea. De două găleți, da. Măsura 4 palme și noi folosim metoda asta la noi acum, da. Acum sunt rulete, metru și... Dar cu palma, dădeau cu palma de cât întreba clientul, de cât vrei să fie căldarea. De 3 găleți. Dădea 4 palme jumate, ieșea exact ceea ce vrea. Fiecare lovitură, fiecare unelt, fiecare are secretul ei. Nu credeți că gata, o ții acolo și dai cu ciocanul. Nu! Că dacă nu o ții cum trebuie, ea se strâmbă, ea se denivelată. Eșelnița este o localitate care, pe lângă multe aspecte frumoase legate de obiceiuri, tradiții, port, arhitectură, toate într-o îmbinare fabuloasă olteano-bănățeană, evidențiază tradiția unei bune conviețuiri multietnice, cel mai important aspect fiind felul în care a asimilat comunitățile de țigani, etnia desea obligată să locuiască la marginea satelor. Aici, o categorie interesantă din rândul romilor conlocuitori o reprezintă gaborii, neam mare venit cu mai bine de 50 de ani în urmă din Târgu Mureș, azi cu un sentiment de apartenență la loc bine dezvoltat. Se diferențiază de ceilalți rom prin pălăriile cu boruri mari la bărbați, iar femeile prin fuste înflorate și foarte colorate, elemente de mândrie a neamului. Sunt cunoscuți pentru excelența manualității în confecționarea obiectelor din tablă, cu precăderea burlanelor și jgheaburilor pentru acoperiș. Printre meșterii gabori din Eșelnița se numără și Mihai Gaboru, care azi nu doar că lucrează ce a învățat de la bunicul său, dar întocmai ca înaintașii care au transmis meseria copiilor de vârstă mică, 10-12 ani, inițiază deja pe fiul său, semn că această ocupație nu dispare, deși produsul acestuia nu mai este atât de căutat. Am început de
copii mici, la o vârstă de 10-12 ani, am început să progresăm, să lucrăm și am învățat de la bunicii noștri. Rudarii, considerați o unitate etnică proprie în interiorul minorității rome, sunt considerați vrăjitori ai lemnului, adevărați maestri și sunt singurii care mai păstrează și astăzi vechile taine ale copacilor. Una dintre ocupațiile tradiționale este prelucrarea lemnului, un meșteșug pe cale de dispariție ca urmare a pătrunderii elementelor citadine în mediul rural. Meșterii în prelucrare rara lemnului, ajunși la vârsta a treia, își găsesc cu greu discipoli să le împărtășească taina acestui meșteșug. Rudarii lucrează în lemn de tei, plop, altin, arin și salcie, folosind ca unelte strungul, scăunoaia, care este o menghină specială, cuțitoaia sau lama de cuțit cu două mânere, securi de croit, cuțite, scoabe, tesle și scule pentru sculptat lemnul. Obiectele obținute în acest meșteșug sunt linguri simple, ori sculptate artistic, polonice, sucitoare, fuse, pahare și ciocane. Întâmplări, fapte, povești. O carte a vieții în care slovele sunt experiențe, frământări, suferințe, uneori cu încărcătură de speranțe, alteori cu resemnarea ancestrală. Și zburam din creangă în creangă, ca o pasăre pipreagă, n-avea nimeni ce să-mi facă. Despre cum munceau în cărămidărie, despre cum descântau pe cei de ochiați, despre căsătoriile prin răpit sau cum trebuiau să fie fetele de măritat, despre jocurile țigănești din trecut, dar și despre Papa Rude. Sunt tot atâtea povești din viața romilor mehedințeni. Munceam la cărămizi, făceam braurile, făceam cuptoare, ardeam cuptoarele și luam de acolo cereale, grâu, porumb, făină, cartofi, mâncare de mânca copii. Mama noastră, bunicii care știau de desnută, aveam copilul ăsta care l-am la oraș, nu putea să bagă limba în gură, cum e gruzica asta pe tine, așa sunt carbonizată, la de ochiat o femeie, că i-a născut să fată și a născut un băiat. Și n-a reușit cu ea până m-am dus la aceea femeie, la nașa lui mama mea, ce a descântat. Și după ce a descântat, Dumnezeu a lucrat prin ea și a revenit. Ne duceam în sat și făceam paparudă ca să dea ploaia, ne duceam prin sat, puneam geia, boș pe noi, pe funie, picolea și ne legeam căci ne duceam în sat. Să luăm și noi făină, ce ne dădea oamenii și juca. Și cum ziceați? Paparudă rudă, vino de neudă, cu gălea tareață, ploile să bață. Acestea sunt doar câteva muze ale romilor, care au contribuit decisiv la păstrarea tradițiilor și au ajutat etnia să supraviețuiască de-a lungul anilor. Un patrimoniu inestimabil, păstrat după o lege nescrisă, veritabile tezaure umane vii, izvoare de credință, superstiții și tradiții. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.